cascador și calul lui. Dan Motanu, unul dintre cei mai cunoscuți cascadori, nu doar la noi, ci și afară, a filmat în numeroase filme alături de Dolph Lundgren, Wesley Snipes, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme și lista poate continua. Și totuși, în filmele de la Hollywood a apărut un cascador bucureștean. Ce înseamnă Bucureștiul pentru tine? Bucureștiul pentru mine e o poveste atât de frumoasă încât dacă m-aș mai naște de 100 de ori, tot aici aș vrea să o fac. Locul unde am copilărit, unde am cunoscut oameni frumoși, oameni deosebiți, mă refer, lăsând la o parte prietenii pe care mi-am făcut de-a lungul timpului și încă îi păstrez. Prin natura meseriei mele am cunoscut foarte mulți actori, regizori, scenariști, scenografi, oameni de cinema care sunt superbi. De ce? Pentru că nu te plictisești niciodată alături de ei. Tot timpul faci ceva nou, tot timpul lucrezi cu oameni noi, lucrezi cu echipe noi. Nu e o meserie monotonă. Calul are răbdare la interviu. Nu-i place. E caldă acțiune. Vorbeai despre copilărie. Cum era București în vremea copilăriei tale? E impropriu spus să zic că frumos. Frumos era prin ochii mei de copil de la perioada aia. Era gri, era cenușiu. Toți știm prin ce am trecut în perioada comunismului. Însă am petrecut o copilărie foarte frumoasă. În ce sens? La o vârstă extrem de fragedă, chiar în școala generală sau înainte, ne jucam prin fabricile de cărămidă, unde se filma Pistruiatul. Da. Acolo l-am văzut pentru prima oară pe Sergiu Nicolaescu și din momentul ăla am avut așa un declic. Uh-huh. Și m-am targetat către zona asta, către cinema. Uh-huh. Pentru că este o meserie într-adevăr frumoasă și, repet, nu e monotonă, tot timpul faci altceva. În permanență vizitez locații superbe, intri în contact cu oameni frumoși, nu te plictisești niciodată. Așa e. Vorbind, spuneai că vedeai Bucureștiul cu ochii de copil. Cum îl vezi acum cu ochii unui om matur? Sincer, mai mult îmi plăcea înainte. Era totul așezat, știai de unde s-a pus ceea ce intenționai să faci. Acum e o nebunie, toată lumea e disperată, aleargă după bani. N-au respectat arhitectura care ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, că e opinia mea. E un conglomerat, nu vreau să jignesc pe nimeni, turcisme, țigănisme. În anumite zone, sunt și zone superbe, adică dacă e în calcul zona Dorobanțului, Floreasca, într-adevăr, dacă ar veni cineva, acolo l-aș duce și aș arăta cum arată Bucureștiul, zona Băneasa, zona Pipera. Sunt, te referi doar la aspect. La aspect. Oamenii nu mai sunt cei care erau odată. În ce sens? Înainte știai clar că ai un serviciu, la el te duceai, te întâlneai cu prietenii după, nu exista nebunia aia cu internetul, ieșai la cârciumile de cartier sau la terase sau în parcuri, parcuri frumoase și la vremea aia, acum deosebite, din punctul meu de vedere. Acum toată lumea e nebunită după bani, cu oricine te-ai întâlnit, nu mai faci petrecerile, ceaiurile, cum le spuneam noi, da, de la vremea aia, faci întâlniri de afaceri mai repede, că la orice fel de petrecere te-ai întâlnit să discute despre bani. Prin natura meseriei tale, ai colindat țara în lung și în lat, ai ieșit afară, ai filmat afară. Spune-mi, care oraș ți-a plăcut în mod deosebit și dacă ți-a plăcut ceva acolo, în mod special, ce ai aduce sau ce ai încerca să sugerezi și autorităților din București să pună în practică? Ce ai aduce de acolo, în București? N-aș spune neapărat un oraș, ci mai degrabă o zonă, zona Bucovinei. De la noi, da, la asta te referi. Da, unde m-am simțit extraordinar. Și dacă aș aduce ceva, aș aduce civilizația de acolo. Uh-huh. Sunt altfel de oameni, parcă trăiesc în altă țară. Buni, primitori, ospitalieri, calmi, blajini, pot să-i compar cu ardelenii și ardelenii îmi plac foarte mult. Dar lăsăm la o parte faptul că zona este superbă, ai ce vedea,
Mi-au plăcut oamenii, sunt atât de primitori, ce n-am întâlnit nicăieri și am străbătut țara asta în lung și în lat. Și de afară? De afară, nu poți face comparații, de afară așa duce tot. Care a fost un oraș care ți-a plăcut foarte mult? Orașul meu de suflet, după București, da, e Sibiu. Uh-huh. Oameni minunați, un oraș liniștit, un oraș frumos, cu oameni calculați. La fel de ospitalieri, la fel de primitori. E o diferență între București și Sibiu ca de la cer la pământ. Care a fost primul loc sau primul moment, prima filmare, prima cascadorie în București, unde a avut loc? Marea majoritate nu prea se fac în București pentru că nu permit locațiile, nu permit administratorii. Marea majoritate se fac ori în studiourile din Buftea, ori la Castel Film. Însă am făcut la un moment dat, mi-aduc aminte, o reclamă la un suc. Undeva prin lacul Tei a trebuit să sar de la etajul 4, îmbrăcat în femeie, cu roche, cu... mă rog. Travesti. Da. Și am avut o negociere destul de la sânge, să spun așa, cu producătorii, pentru că le ceream destul de mulți bani. Și au zis, bine, o faci odată și bine și cu asta am terminat. E de bine ce am făcut-o odată, nu știu ce nu le-a mers, doar că filmau cu 4 camere, am făcut-o de vreo 12 ori. I-am secat la bani, dar casa a ieșit foarte frumoasă și m-a ținut minte lumea ca baba aia căreia îi se urcă rochea în cap, că am sărit în picioare inițial și mi-a venit rochea în cap, după care am aterizat pe saltea. Ca și locuri, e o poveste mai lunguță, dar încerc să mă rezum. Erau cluburile astea, Titan Club, cum se numeau, cluburi culturale sau cum le spunea pe vremea aia? Case de cultură, da. Unde am început repetițiile, după care am fost la circ, uh-huh. Alt loc apropiat de sufletul uh-huh. meu. Și din circ, de acolo a pornit ideea, acolo a fost pionieratul, pentru că eram vecin uh-huh. de cabină cu niște foști cascadori care își făcuseră o trupă de jighit, acrobații călare făceau. Da, da. Și dat fiind faptul că eram vecin de cabină, auzeam tot ce discutau ei din viața de cascadori, ce se întâmpla pe la filmări, cum se distrau și așa mai departe. Și mi-au plăcut în mod deosebit cai. Din dragoste pentru că am apucat de meseria asta, pentru că asistam la toate repetițiile lor în manejul mic de la circ, uh-huh. până când intram în spectacol. După ce ieșeam din spectacol, mă întorceam la cai. Deci datorită lor am început școala în 87 la Mircea, al lui Sergiu Nicolaescu, da. Școală care a durat vreo 6 luni în loc de 3, dar în care am învățat ceva de la cascadorii uh-huh. din generația veche. Uh-huh. Duci o viață foarte agitată. E adevărat, dar frumoasă. Ceea ce e de înțeles, frumoasă, dar probabil că și tu ai nevoie de momentele tale de liniște și de respiro. Am, într-adevăr, dar nu prea am parte. Există un loc în București unde vrei să fugi departe de gălăgie, departe de tot și de toate, unde îți place să te relaxezi? Da, există și profit de el cât pot. Este Parcul Iore, mă rog, acum îi spune Alexandru Ioan Cuza, unde merg de fiecare dată să mă adun, uh-huh. să mă odihnesc și acolo și creez. Îți vin idei pentru viitoare spectacole? Da, da. Pentru că tu faci niște spectacole de anvergură pe stadioane, pe hipodrom, chiar am luat parte la câteva dintre ele. Ai filmat în multe filme istorice, chiar și aceste spectacole sunt cu tentă istorică. Și da, aceste spectacole sunt foarte educative. Te-aș da de acord, dar ca să rămânem în zona istorică, dacă ar fi să alegi între Bucureștiul de altă dată și Bucureștiul de azi, ce ai alege? Aș alege clar Bucureștiul din perioada interbelică. De ce? Sunt multe de spus. Eu mă regăsesc în perioada aia. De ce? Pasiunea mea foarte mare este cinematografia. Ca să-ți dăm un exemplu, la vremea aia erau 40 de cinematografe care duduiau. Da. Omul își lua cultură de la cinematograf. Atunci s-a dezvoltat foarte tare și radio. Televiziunea era pe drum, pe cale să... Nu degeaba îi spunea micul Paris, arăta într-un mare fel București, nu? Și aș vrea să revină la aspectul de atunci.
Eu, de câte ori v-am văzut pe voi, cascadorii, v-am văzut în echipă. În general, e muncă de echipă. De echipă, clar. Văzându-vă și în show-uri atât de mari, sunteți ca o armată, așa. Când o să putem să vedem ceea ce ați făcut voi în alte orașe ale țării și în București? Dacă am fi solicitat, să-mi face și în București. Am făcut la un moment dat și în București, de, chiar, de, chiar de zilele chiar bucureștilor, acum vreo 6 ani, să, cred, undeva să am făcut un spectacol în Parcul Herăstrău, cu cavaleri, cu domnițe, foarte reușit. Plasat în ce zonă istorică? Nu, în Herăstrău, în Parcul, în Parcul în ce Herăstrău. Zonă istorică în timp? Un spectacol medieval, Curtea Franței, ceva de genul, turnir. Mă întrebai mai devreme de munca în echipă. Da, e îngrozitor de multă muncă. Cam toți colegii care iau parte la acest proiect nu doar joacă în spectacolul, fac și producție și transport și muzică și sonorizare și lumini și, adică ne ocupăm noi ca și echipă de absolut tot ce se întâmplă acolo. Nu poți face față unul singur la toată povestea asta, pentru că este foarte, foarte grea. Echipa e mare, compusă din vreo 250-300 de persoane, cu figurație multă, 100 și ceva de figuranți care nu știu, n-au idee, în funcție de orașul în care mergem. Noi de acolo alegem figurația și avem la dispoziție o săptămână să-i pregătim. Deci perioada noastră de pregătire în locația respectivă, nu știi ce să faci mai repede, să-ți repezi textul, să-ți aranjezi cutiile pentru cascadorie, să-ți pregătești cai, să pregătești figurația. Deci e o muncă asiduă, dar rezultatul e de mare excepție. Adică în momentul în care nu te mai lasă public o jumătate de oră să ieși după stadion, datorită bisurilor, atunci ai uitat de tot. Da, e o senzație pe care o trăiește. De vis, de vis. Ui și de oboseală și de tot. Până la urmă, voi sunteți niște artiști, nu? Suntem. Noi suntem niște artiști care facem mari pe actori. Îi protejați, aș zice eu, în anumite situații. Îi protejăm? Uite, îți dau un exemplu. Cel mai mare film care s-a făcut la noi până acum a fost Cold Mountain, cu un buget imens, unde noi am avut o sarcină înfiorător de grea. În ce sens? Se filma într-un crater de vreo 30 de metri adâncime, cu o circumferință de vreo, să zic, 50 de metri. Era înfiorător de cald, erau 42 de grade afară, în câmp, unde nu bătea vântul absolut deloc. Pe marginea craterului, pe fundul lui, erau focuri aprinse. Noi eram îmbrăcați, filmul, acțiunea din secvența aia se petrecea iarna. Eram îmbrăcați în haine foarte groase. Aveam actori în față, cu care aveam și scheme de luptă și trebuia să-i și protejăm de figurația pe care o aveam în spate. Deci erau vreo 1200 de soldați care ne împingeau către actori. Trebuia să ne luptăm și cu soldații și cu actorii și să facem schemele de luptă și noi între noi. N-am întâlnit în viața mea ceva mai cumplit. E o muncă cumplit, grea și e și n-au, mare responsabilitate. Da, într-adevăr. Foarte mare. Dar nu numai actorii, trebuie să protejăm și cameramanii. Și animalul animale. Nu știe, da, să sperie. Da, și da. Revenind la subiectul interviului nostru, București împlinește 555 de ani. Imaginează-ți că îi poți transmite o urare. Oamenilor le-a sugerat să se civilizeze, să nu mai fie atât de agitat, să-și aducă aminte cei care au citit, evident, cei din perioada pe care noi am trăit-o oarecum frumos, adică să mai iasă la un teatru, să mai iasă la un cinematograf, la o terasă, e centru vechi splendid, ai unde, nu te mai poți plânge. Stau în casă și sunt disperat după bani, atât. Stau pe net. Nu știu, nu mai îmi place viața din București cum îmi plăcea în perioada copilăriei. Doar vrei să spui că ai plecat din București? N-aș pleca din București, în veci. Dar fac tot posibilul să-i atrag. Eu organizez fel de fel de evenimente culturale unde fac tot posibilul să-i atrag, să-i scot din casă, să-i scot din bârlog. Că în momentul în care s-au obișnuit, ies mai des. Să-i atragi pe bucureșteni, dar dacă ar fi să atragi străinii care vin la noi în țară, cu ce i-ai atrage în București? Ce crezi că ar trebui să admire? Fetele frumoase, clar. În primul rând. Ne referim la București, nu neapărat fetele la bucureștence. Fetele frumoase din București. Nu știu, probabil te aștept să spun de Muzeul Satului și eu mai știu ce muzeu. Nu, sunt nu atâtea locuri nimic în București care spune pot tu fi vizitate, unele sinistre, cum e Casa Poporului, dar merită vizitată o dată în viață.
nu știu, sunt cartierele astea foarte frumoase noi sau cele vechi, cum pomeneam și mai devreme de zona Primăverii, Dorobanți, Domenii. Acolo, într-adevăr, eu care sunt obișnuit cu ele, mă plimb cu plăcere de fiecare dată când mă duc în zonele alea. Și să încerce și o cursă. N-ar fi rău să facă și puțină mișcare. Sunt o puzderie de baze hipice în jurul Bucureștiului. E un sport extrem de complex și extrem de benefic pentru organism. Îți lucrează absolut toți mușchii din corp. Începând de la gleznă până la ceafă, îți lucrează tot. Deci recomand cu căldură bazele hipice din jurul București. Îți mulțumesc mult pentru răbdarea pe care ai avut-o să stai cu noi. Îi mulțumesc și căluțului tău că a avut și el răbdare să stea cu noi în timp ce noi am stat de vorbă și abia aștept un spectacol în București cu voi. Cu mare drag, depinde de oficialități. În schimb, aș adresa o rugăminte oamenilor să vină cât mai des la cinematograf și la teatru. Și să facă sport, să facă mișcare, să încalece, că e păcatul Dumnezeu. Îți mulțumesc mult și baftă în continuare în tot ce faci. Cu drag, o zi bună să fie.